exhaustiv. Aici aveți acest raport, care deja istorie, raport privind cauzele insolvenței, o monografie a evoluției companiei în ultimii ani de zile, anterior deschidere procedurii insolvenței. Eu mai numesc și Cartea Neagră sau Vechiul Testament al Hidroelectricii. În această abordare, cum vă spuneam, exhaustivă, vorbim de peste 500 de pagini, am identificat 9 cauze ale insolvenței. De departe, principalii responsabili a degradării continue a indicatorilor financiar-contabili ai companiei, principala cauză, după cum spuneam, a reprezentat încheierea și derularea contractelor cu traderii de energie cu băieții deștepți, încheiate în perioada 2003-2004, prelungite în 2009-2010 până în 2018-2019.